Hei, eu sunt Jang, el este Weed, prietenul meu partener. Ce faci, Weed? Bine, Jang. Azi, Weed, o să facem un clasic la noi pe canal. Deja a devenit un clasic, că este încă unul din jocurile alea. E un joc cu anomalii. Acțiunea de data asta se petrece într-un tren din ăla faimos din Japonia, Bullet Train. Și se numește Shinkansen Zero jocul. Și cred că Shinkansen chiar asta înseamnă, genul ăla, ca un fel de CFR la noi, cum e CFR la noi, la ei e Shinkansen. Cred, nu vreau să zic prostii. În orice caz, suntem într-un tren acum, o să mergem din vagon în vagon și o să încercăm să detectăm anomalii. Și când vedem ceva, cred că trebuie să facem așa. Când vedem ceva care nu e în regulă, mergem înapoi, gen în vagonul anterior, știi? Aha. Și tot așa, mă rog. Dar ne explică jocul pe parcurs. Noi suntem aici în holul de tranziție, cum s-ar zice. Dacă vezi, dude, trenurile din Japonia sunt super bine puse la punct, sunt super curate. Poți să mergi la baie să stai pe colac liniștit. Nu trebuie să pui... Sunt avioane. Zici că ești într-un avion, da, corect. Zici că e un hold de clasa întâia la, mă rog, avionul lui Trump, știi? Ok, hai să începem. Jocul ăsta e făcut de Chilla Games. Este o companie care face jocuri de groază și le face din ce în ce mai bune. Ăsta cred că e făcut în Unreal 5. Și îmi place la Chilla Games ca un mic cincila la logo, dacă ai văzut. Și Chilla... Uh-huh. E pentru că îți face chili pielea, îți face pielea de găină, chill, știi tu, mă rog. Chilla Games, te-ai prins? Cum intru în asta? Trebuie să interacționezi cu click sau cu E? Așa, ok. Bine ai venit în Shinkansen, ăsta este vagonul numărul 7, uite jos aici, da? Și hai să vedem ce spune, ia. Citește mesajul, Weed. De data asta joacă Weed, nu joc eu, joacă el. Turn back if there is anomaly. Ok, deci dacă vedem o anomalie, trebuie să mergem înapoi. Cred că acum este o rundă normală, să vedem cum ar trebui să fie lucrurile. Auzi, mă, cumva îi lipsesc patch-uri de păr din cap? Sau mi se pare? Cred că ai dat grafica la low, nu? Da, e la low, cred, nu știu. Nu e așa că îți merge și ție greu? Mm-hmm. Bă, Unreal 5 e super cool, numai că trebuie să băgăm acum bani să ne luăm PC-uri, Weed. O să vină o groază de jocuri interesante, chiar și jocuri indie făcute în Unreal 5, și n-o să ne meargă, mă. Asta e un joc super simplu și nu o să ne meargă. Stai, am ratat ceva pe aici. Deci pe partea dreaptă sunt două scaune, partea stângă trei scaune. Hai să vedem cum sunt numerotate. Deci 5, 4... Uite, ei sunt abonații 2-0. Ăștia sunt toți. Asta e imaginea perfectă. Dacă te uiți în vagon, vagonul ăsta reprezintă YouTube-ul din România și scaunele astea două reprezintă abonații 2-0. Respectiv Skelly și mama lui. Care trebuie să stea de fiecare dată cu el când se uită la live-urile noastre. Bună, Skelly! Eu sunt Jang the Weed. Konnichiwa! Konnichiwa! Bună, Skelly! Nani shiteru no? What's wrong? Mata atta ne! Cea tanoshimi! O chestie, ai putea să dai puțin mai încet sunetul? Da. Că simt că îmi zbiară Skelly în urechi, știi? Taci-mă puțin! Ikura ma... Demo, nii-san ga game shiteru kara! Demo, nii? A zis demo, nii? Mou, daijoubu! 0号車 まで 行って その先の 運転室 でブレーキ を かける だけ Get to car 0 and hit the brakes in the conductor's room. Da. トイレの 車両は Asta e scopul nostru. Noi trebuie să ajungem în vagonul numărul 0. Noi suntem acum în 7. Deci sunt, cum ar veni, 7 levele să le ghicim, da? Dar nu anomalii de restroom. Deci în holul de tranziție nu există anomalii. Gati, da. Perfect. Explain again. Ok, și dă-te puțin mai încet, copilă. Eu cred că ceva în neregulă cu lucrul ăsta. Ori suntem morți și suntem într-un purgatoriu, ori eu nu știu. Acum mă lasă. Ok. Hai să vedem. Let's go! Începem. Postere, dar aici poate să fie mereu la fel. Uite repede la pisici. Pisica din... Aha! S-au schimbat! Promic s-au schimbat. Erau invers. Mă luăm înapoi, da? Înapoi, da. Ho-ho! Din prima, mă, ce ochi ager. Ochi de șoi, mi se zice. De ce ai, Jang, ochii așa mari, îmi zicea doamna dirigintă, ca să vă văd mai bine? De ce ai nasul așa mare, ca să vă miros mai bine? De ce ai urechile așa mari, ca să aud anomaliile mai bine? Uite-mă, așa trebuie să fie. Pisica în stânga, galben în dreapta, ok. Trei rânduri, omul cu părul ciuntit, ok. 14, 13, numerele merg bine. Dacă nu trebuie, nu... Oh! Voi înapoi? Eu cred că trebuie să luăm înapoi. Asta e o anomalie, dude. Cuci. Nu simți că te urmărești ceva? Nu. De la spate să te ia așa de ceafă, știi? Unde pleci? Ok. Aha! Da, deci clar era anomalie.
cum era să mergi înainte ca Kyoru, așa. Ok, continuăm. Omul care doarme, Skelly și mama lui trebuie să fie undeva pe aici. Încă nu văd numele. Poți să te uiți când ai așa timp să te uiți să meargă bine numerele, crescător. O valiză sus? Era valiza sus? Da, nu știu. Stop, stop. Uite-te puțin. Lipsește Skelly. Du-te puțin la mama lui. Lipsește Skelly. Înapoi. Înapoi. Mergi înapoi, Wade. Go, dar până go. Acum am făcut ping-pong, n-am trecut prin două vagoane ca pe oală. Bă, sunt la vagonul 5, e bine, e un progres. Hai să mergem la telefon puțin. Uite aici, în dreapta. 23. Danda yo! 23, ce înseamnă asta? Că 7 anomalii au fost până acum. Ok, nu a fost nicio anomalie, dude. Sunt din nou la 7. Am greșit. Cumva, stop, cred că Skelly dispare. Cred că ăla e copilul tutorial și trebuie să nu existe acolo, înțelegi? Da, așa e. Cred. Okay. Cum ar fi să dăm de ăsta odată și să fie un cadavru, știi? Nu ar fi super scary? Omul super ăla. Marfă. Gen, să fie o tranziție într-un vagon și anomalia să fie că au trecut 500 de ani și totul e degradat. Doamne. Parizer. Da. Hai să vedem un parizer pe jos. Doamna asistentă și domnul doctor. Ok. Mergem înainte, da? Mergem înainte, da. Nu mi se pare nimic în neregulă. Cel puțin nu mi-a sărit nimic în față. Dar se strânge așa o tensiune. 23, nu știu. Ok, numărul 23. Care ne unește pe toți. 6. Blinkă-ne, dar cred că e de la grafică, nu? E de la grafică, da. Ok, asta pisică. Asta-i aici. Da, ok. Valiza o văd de aici. Nenea. Nenea este bine, e cad de părul, perfect. Putem să ne asemănăm, adică cel puțin eu. Uite, are păr din abundență. Puțin te vezi reflexia geamului, da sau nu? Că nu-mi dau seama. Poți să te uiți? Mișcă-te. Da, 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 te vezi. Ah, ok, ești un domn de afaceri. Ok. Mm-hmm. Sora lui Skelly să fie pe aici. Valiza e acolo. Ok, deci valiza e ei, teoretic. Ea e singura pasager. Singurul pasager, femelă. Ok, și astea sunt în regulă. Sunt în regulă, ok. Ha! Pare ok. Let's go. Mai mergem de fiecare... 23. Nu, da, nu mai mergem la telefon. Let's go. Merge bine. Să trec din nou în vagonul 5. Ok. Ăsta a fost progresul și de la trecută. Pisica e bine. Tokyo. Ah, stai să vedem care este... Ce scrie pe panou. Zero headed to Tokyo. Ok, Shinkansen 0. Trenul ăsta headed to Tokyo, da? This is Shinkansen 0. Ok, perfect. Let's go. Asta e trenul 0, cum ar veni. Gen, vezi, e trenul 0. E un purgatoriu ce trăim noi aici. Domnul ăla este leșinat. Mama lui Skelly e și ea leșinată. Și noi trebuie să revenim la viață, știi? Mi s-a părut că am văzut ceva. Ah, ok, mama lui Skelly e aici. Ia uite puțin înapoi. Mergi puțin înapoi. Mergi puțin înapoi și uite pe scaunele astea de aici, din stânga. A fost ok. Mi s-a părut că a sărit ceva, dar cred că e de la glitch-uri, gen de la grafică, mai sare câte ceva în ochi, știi? Bă, pare în regulă. Cred că putem să mergem liniștiți în vagonul 4. Nicio problemă. Aici nu o să fie anomalii. Mă, ce-mi plac jocurile astea cu anomalies. Ok. Ah! Oh! Am ratat ceva. Ceva ce? Am ratat. Nu știu, dar e 7 din nou. This is Shinkansen 0 headed to Tokyo cu roșu. Cred că... Da, trebuie să scrie și în celălalt. Ok, ok, scuze. Hai să continuăm. Doar că în celălalt... Nu știu ce... Ah, nu, confund. Am crezut că este semnul de Wi-Fi pus în partea cealaltă, nu era. Ca un fund. Domnul stă bine aici. A, B, C. Așa. Și scad numerele... Ah! Fugi. Se uită fix la tine. Fugi înapoi. Nu, dar a clipit. Păi normal. E o anomalie, normal. E doar ceva de genul... Păi și nu se pare mai creepy că clipește și se uită la tine? Dacă mergeai înainte. Sincer, mi s-a părut funny. Ok. Tokyo cu galben, pisică, așa. Wi-Fi-ul acolo. Hai să înaintăm. Pișchiri-dișchiri. Deci deja începe să devine intens. Nenea? A! Fii atent că nu și-a mai mișcat. Și-a mai mișcat capul. Ah, ok, scuze.
Gata, suntem focused in. Uită că facem episod, pur și simplu trebuie să ne focusăm să ajungem la vagonul 0, da? Ăsta e scopul nostru în viața asta. Dacă vrei să mai vezi viața asta vreodată, trebuie să ieși din purpur. Ba, acum tot am fobie cu sub-scaun. Sub-scaun, sub pat. Păi da, că acolo mă uit. Ok, mama lui Skelly. Și că și când eram mic, mi-era frică de clown sub pat. Tu ai avut chestia asta? Bă, sub pat niciodată. Sub pat n-ai avut nicio... Deci tu ai avut padul ăla care nu... Care atingea pământ. Ok, ok. N-avea ce să... Eu mă deam jos sau mă urcam în pat, mă suiam repede așa, țup, ca să nu mă prindă, știi? Let's go! Regulă, nu? Hai să ne da, e regulă. Domnul doctor. Domnul asistent. Domnul asistent T sau A? Doamna asistent. Ceva îmi spune că și la reflexie poate fi o anomalie. Pare prea evidentă, gen să te vezi ca un o moarte, ceva de genul, știi? Să te vezi greșit în reflexie, știi? Ia să vedem în spate. Asta e regulă, pisică. Ok. Tot am impresia că semnele alea se puse ciudat. Știu, dar acum nu putem să știm sigur. Doar așa, hai să ne uităm puțin la semnele alea. Dacă se inversează vreun pic. Începe cu extintorul. Da. Începe cu extintorul și Wi-Fi e ultimul, sigur. Ok. Scade înainte. Da, vezi că mișcă capul. Opa, stai puțin. Uite la numere. 16, 15. Da, scade, e bine, bine, scuze. Deci, trebuie să scadă. Așa. Dar nu, cum ar fi să fie ceva super subtil? Dar cred că nu ar face asta. Să fie la scrisul de pe scaun. N-ai penibil, cum, că, nu? Dacă e așa, îmi pare rău, dar n-am cum să dau grafica mai mare de atât. Uninstall. Direct. Am rostit bagajul, ok. E cumva diferit? E un creol acum? Era maro? Bagajul, nu. E sigur, da? Ok. Hai să nu uităm. Opa, stai așa. Asistenta, are maro la scris? Da. Avea mereu? Ok. Da. Hai să vedem dacă ai dreptate. Uite puțin la bagaj pentru mine. Pentru mine uite puțin la bagajul. Să vedem culoarea asta. Crem. Ok, ține minte, în caz că greșim, să vedem după aia cum e bagajul. Ăsta era crem. Ok, și maro la asistentă. Da. Știu că nu sună bine, dar... Let's go. Te rog să nu arăt 7. Trebuie să fie 4 acum, nu? Trebuie să fie 4, da. Yeah! Am zis. Ok, perfect. Deja văd anomalie, uite. Avem deja acolo. Mă întorc video... direct, nu? Mă întorc direct, nici nu are rost să merge până acolo. Ce, suntem proști? Dacă era un om super messed up la față, 3. Știi? Ok, îl vedem pe omul nostru. Roșu, ok, Tokyo cu galben, perfect. Wi-Fi singur. Aici se e perfect. Se mișcă mai repede acum. Se mișcă mai repede ăsta. Crezi? E posibil, da, nu? Sigur. Sigur. Merg pe mâna ta. Dacă vrei să mergem înapoi, tu alegi. Hai să ne uităm puțin, să vedem ce mai în car totuși. Că poate ceva mult mai evident. Opa, stop! Înapoi! Uite pe geam! Uite pe geam, e cu alb! Hai e înapoi! Zi? Da, e zi. Și noi trebuie să mergem pe noapte. Huu! Deci nu era scris. Acum trebuie să fie 2, dacă nu e 2. Da, trebuie neapărat să fie 2. E 2, perfect. Deci vezi, dacă uiți acum pe geam, e noapte afară. Și uite, merge normal scrisul. Da, asta merge okay. Normal. Așa. Da, e noapte. Să ne uităm și la geamuri. Și poate și la reflexia ta, că ești un om de afaceri. Ok, da, e bine. Deci fie nenea care doarme aici. Asigură-te că părul este spre cădere, ok. E cea porții, da. Foarte are bine. Alopecie se numește. Ok. Hai să vedem mama lui Skelly dacă încă e acolo. Bagajul s-a schimbat? Da, așa, spune? E umflat sau ceva. Da, da. Bagajul este o... E o carne. Dude, e o carne de om. E un om... Cred că chiar mama lui Skelly, că nu mai era jos, nu? Cred că e ea sus. Nu vreau să mă mai uit. Vrei să mă întorc? Nu. Cred că nu mai era, ea nu mai era acolo, dar era împachetată sus, cu capul între picioare, văzut? Și în condițiile astea, n-ai alege CFR-ul nostru clasic? Să știi. 1. Da, miroase a pișat. Da, nu vreau să continui, dar măcar știi că ești în siguranță, știi? Ok, numerele scad înainte, e perfect. 16-15. Nenea cu părul. Sub scaune nu-i nimic, sper. Nu e, nu. Mama Ruschiri la locul ei. Sper, hai că ajungem acolo imediat. A, știi ce ar putea să fie? Lipsă sau nu țâmburușul ăștia de la scaun. Uite și pe mamă scrie, ok? Da, deci bagajul e ok. Bine.
Maro, stop. Maro, asta... stai așa puțin. Mai dă o raită până înapoi. Să ne asigurăm că sunt ok și țâmburușii. Ok, sunt ok țâmburușii. Da, mă, sunt ok. Da, nu-i nimic în regulă aici. Mi se pare ok. Cum ar fi textura de pe scaune? Deci ok, aici erau liniuțe albe. Ești gata? Sunt super gata, let's go. Și acum aveți 7 din nou. Tata mare, ți-am zis eu că e ceva. Ți-am zis eu că e ceva. Și uite, cred că deja văd o anomalie. Ce-i capul așa super înalt? Da, e anomalie. E un alt tip de om. Nu mai doarme acum, vezi? S-a trezit. Da. Mi s-a trezit și... Mi s-a trezit și părul pe mâini. Ok. Odată cu părul lui. Da. Uite puțin, aici e bine. Wi-Fi, ok, Shinkansen... Dar vezi că se mișcă mai încet? Mi se pare. Cred că ni se pare, cred că e o himera asta. Ok. Doarme nenea? Așa, doarme. Așa vreau să te văd. Dar sunt curios ce era data trecută de-am... Și eu sunt curios, da, trebuie să fim super atenți și la țâmburușii de pe scaune, la textură. Suntem, uite, m-am uitat la toți acum, sunt okay. Der. M-am urscat aici. Valiză. Pare bine. Ok, let's go. Hai, speedrun. Țâmburuși. Pare bine. Totul e bine. Mhm. Shinkansen 5, perfect, ok. Hai să începem cu pisicile. Țaca, țaca. Pisica, ok, okay. Perfect, totul e bine. Numerele merg descrescător, înainte. Nenea asta doarme. Nenea doarme și visează, papucii dansează. Vreau să mă uit bine la scaune și la modelele de unde îți pui telefonul și chestiile. Gen... Nu, toate astea trebuie să fie la fel de fiecare dată, ca să nu se schimbe ceva la model. Ok, valiza, mamă, răscheli, doarme. Okay. Pare în regulă asta. Maro, stai așa puțin. Crezi, cum ar fi prețurile să fie diferite? 2750, 3850? Pare 3300. Rău, nu mai termină niciodată jocul ăsta. Bine, hai go! E ok. 2750, 2800 și 3000. Please, 4. Uuuu! Înapoi, înapoi, înapoi! Nu există scaună, nu există nimic. Mama lui Skelly era acolo singură, ai văzut-o? Dacă era de la grafică. Nu, no, da mă! Uite, deja anomalii. Înapoi, da, perfect. Uite, anomalii de-astea vreau să văd. Speedrun. Ca la proști. proști. Vreau o pisică proastă ca să putem să ne întoarcem. Una de-aia super cu ochii cruci, știi? Și în case 0. Hai de tu Tokyo? Hai de Tokyo, da. Tokyo. Am văzut-o deja Tokyo. A, stai așa, scrisul. Ia să vedem scrisul. Scrisul de jos. Dude, scrisul de jos. Așa. Turn back if there is anomaly. Ok. În caz că se schimbă ceva la scris, știi? Nenea doarme și visează. Cum apuci visează. Și că părul îi cheliază. Mamă lăs chelii. Opa! Înapoi. Fugi. Fac pe mine. Și acum a spus, da, zombie din Minecraft, știi? Umbră? Unu. Cartă numărul 1. Hai, te rog, dă ceva super easy aici. Hai de tu Tokyo. Stai puțin. Aici, jos. La omul galben. Era o casă care arde? Da. Ok. În caz că se întâmplă, dar să suni. Ok, bine. Și scrisul de jos de la 1? If there is anomaly, turn back, ok? Nu? No? Numai nenea! Unde e nenea? Da, mă, e aici. Okay. Doarme. Are și ca pantofi și tot ce trebuie. Da, trebuie să ne uităm și la cum e îmbrăcat nenea. Poate îl găsim cu alte haine, știi? Ovidiu... Mi se pare că am văzut ceva cu colțul ochiului, dar... Dacă ți se pare, da, uite de două ori. Chiar contează. Te rog, că sunt la ultimul, hai să mai tracem o dată înapoi. Să nu uităm la scaune din partea cealaltă. Că s-ar putea... Doamna asistentă cu Maro, 2850, da. Ok, e bine. Hai să ne uităm, hai. Că noi nu vedem niciodată partea asta de... din fața scaunelor, știi? Să nu lipsească un prosop pe aici. Da. Doar mergi înapoi. Mergi așa, înapoi drept. Țaca-paca. Uite, aici parcă sunt wrinkles. E normal să fie așa? Sau cred că e de la lumină, da.
Ok. Că era ultimul și de-aia vreau să mă asigur că tot e bine, știi? Mamă, ce m-am speriat, am crezut că... Uite o valiză doar. Nu m-au ochit. Nu, dar pare în regulă. Pare ok, nu? N-avem nimica. Ok. Da, hai să mergem. E clean. Numerele puțin? 11, 11... Oh! Toate sunt 11. A, nu, uite 12, 13. Ok, da, scuze. Un jocul ăsta e mintea ta, dude. Stai așa, hai să numărăm că e ultimul. De 10, 11, 12, 13, 14. Hai să o luăm de la început dacă tot vrei să faci. Ok, ok. Dă-i. 20, 19, 18, 17, 18, 17, 16. Da, e bine. Cred că e ok. 14, cred că e ok. 13, 12, 11. 10, nu, ok. Da, e bine, bine. Merge. Numărul skill era ok, da. Valiza e bine? Da. Ok. Ar trebui să terminăm acum. Asta a fost. Hai. Aici trebuie să fie conductorul. Ce, mă? Tata mare, eram sigur că e ceva. Era prea ușor. Prea ușor. Ok, pisica. Oh. Hai, speedrun. Pisica. Ok. Tot e bine aici, Tokyo. Tokyo, da. Tokyo Hotel. Bă, dar și era și ok. Am prins niște anomalii ușoare data aia. Ah, ce mă enervează. Dar ce poate să fie? Reflexia, ia să vedem. A, nu. Ți s-a părut doar că... Ce, mă, astea-s bune. Cred că zici, astea-i o bici, asta. Hai să mergem. Ok. Bagă. Sprint this. Speedrun, ok. Numărul 7 clipești, dar e de la grafic. Ah, am greșit ceva! Am greșit, da. Oh. Dar ce? Dar oare ce? Uite, ține minte căsuțele. Da, asta n-am pus să uit. Ții foc, minte. Și vânt, nor. Ploaie, da. Și jos cifrele. Ok. Ce cifre? Turn back is the result anomaly, ok. Să verificăm josul. A, B, C, D, ok. La pisica aia pe poți să scrie 1000, ca să știm. Ăsta ar putea fi îmbrăcat diferit, nenea. Nu e, mă, e la fel mereu. Știu, vreau să zic, o posibilitate de anomalie. Dacă aș fi eu game developer, ce aș face, știi? Ok, pare în regulă. Ok, mamă, nu scrie, este bine, nu e băgată la abator. Hai, să mergem. Știu ce era de nu ne-a lăsat. 3300. Hai că știu acum cifrele astea. 3850 și 2750, astea le știu deja. Da, le știu și eu, știu și eu. Au fost mereu așa. Cu nicio, a? Ok, let's go. Hai să mergem în vagonul numărul 6. Ce uit, e ok totul? Mi se părut că ăsta e mai gălbui, dacă te uiți de aici. Da. Știu. Mă rog. Sunt de-astea... Dacă văd 7 acum... Fiu, aruncă pe mama din tren. Ok. Hai să vedem. Din nou, casele sunt bine, sus e bine, și cam sunt 0, pisica 1000 de ieni. Mhm. Ok, let's go. Scris de jos, turn back, ok. Perfect. Descrescătoare numerele, 18, 17, ok. Nena e bine aici? Da, doar e bine și pace. Da. Așa vrem să vedem. Uite, și reflexia mea. Reflexia e bine, stăm noapte. Totul ne doarme. E sus? Oh, bagajul, gata, e din nou ea. Aba nu, e bagajul normal. Bagajul e normal. Ok. Doarme. Cred că putem să mergem, doar verificăm repede prețurile, dacă sunt ok. Perfect. Ok. Cine ne-a lăsat treci? Ok, let's go! 5! Mini speedrun. Putem să facem un mini speedrun. Nice. Așa. Știm exact unde să ne uităm, da? Nici mai trebuie să spunem. Ok, paca, paca, țaca, paca, Tokyo, dacă scrie Tokyo repede, că vine acum. Shinkansen, headed to Tokyo, ok, perfect. Tokyo! Chikina, scris de jos. Așa, da. Următorul este nenea. Să nu fie copil sub scaune, că era să uităm. Ne obișnuim că nu sunt copii și după aia, din nou, bum, copii sub scaune. Nu, uite, m-am dus până la... Da. No. Avem 30 de minute, nicio problemă. Pișcări. Oh, copil, copilul, fugi înapoi, fr. El se joacă, mă. Da, mă. Da, mă, nice. Eu.
4, let's go. Repede, pisicile și casele. Pisica e ok, casele sunt ok. Casa Tokyo, vezi? Ok, da, da. Nenea? Nenea e ok. Reflexia, reflexia, da, e bine. E bine. E noapte afară. Numerele se merg în descrescătoare, perfect. Merg. Ce șchiri. Acum mă tot uit sub, vezi? Da, da. Dacă până acum am arătat copiii din ăștia, știi? Se poate. Da, dacă am văzut bagajul la umflat, m-am arătat scale, știi? M-am arătat scale bine acum. Așa, prețurile de la doamna doctor. Pare ok, da. Bune. Da, da. Bune. 35, ok. Let's go! Ăsta e. Vagonul numărul 4. Să ne uităm 5, și 6, aici. 0. A, corect, corect. Dacă aici scrie altceva, știi? Pare ok, da. Plec. Pare foarte bine, da. Pe mine mă sperie mai mult hall-ul ăsta, că mă aștept să vină un cap așa. Știi? 3, nice. Da, foarte nice. Pisică ok, 1000. Casa ok. Ok, let's go. Turn back. Ok. Te rog, fără copii. Nenea e din nou, e ca de părul, perfect. Numerele... Reflexia bună. Ok. Am transpirat puțin în viața reală. Opa, gata, fugi înapoi. Ăsta a fost semnal. Ai auzit ceva? E cineva în spatele tău, dar mai bine că nu te-ai uitat. Parcă pășea cineva spre tine așa. Da, nu, e ok. Nu vreau să văd mai mult. Foarte bine. Te cam cași pe tine că se întâmplă de astea, nu? Ok, hai de tu. Tokyo, perfect. Castle-s ok. Tokyo. Da, totul e ok aici. Turn back, turn back. Ok. 20, 19, ok. Merge. Am avut un mic glitch cu PC-ul tău, dar e ok. Am văzut. Dacă ăsta e anomalia și nu știm. Dacă asta e anomalia... Anomalia să fie că jucăm pe un Windows 95. Ok. Reflexia am văzut ok, ok. Bă, eu cred că la scaune trebuie să fie ceva, un pattern diferit, o masă de asta diferită. Se prea poate, da. Și trecem cu vedere. Dar momentan par la fel. Da. Par la fel, zici că e un fel de... O prăjitură de aia super sofisticată, știi? Stop! În stânga aici ce e? Pe scaunele din stânga. Ia uite! Ia uite! Hai înapoi. Era un om care a mers foarte mult cu trenul, dude. Mi s-a zbârnit pielea. Mi s-a zbârnit pielea. Ia uite! Ia uite! Ce e acolo? Dude, am văzut o gălușcă, știi? Ca un fel de... Ah! E zi! Perfect! Hai înapoi! Gata, mă! Ăsta a fost. Deci teoretic acum trebuie să fie cartul, da? Da, ești gata? Da, go! A, zero, ok. A, și zero. A, păi nu, cred că e gata, că uite, în partea cealaltă e ușa deschisă. Vezi? Ok. Deci teoretic putem doar să trecem. Zici tu. Așa cred, pentru că e ușa deschisă, deci nu mai trebuie să facem o tranziție. Bine, mă, hai să ne uităm o dată. Doar așa fiind siguri. Dar eu cred că e done deal. Nu-mi place că ești prea sigur. Da, așa e. Uite-te just in case. Am un coș aici, îmi vine să-l sparg live. Ok. Sparge. Mai sunt numerele, doamna. Oameni impregnați în scaune. Te-ai încăcat pe tine, nu? Hall-ul arată dubios, dar hai să mergem. Mergem, asta nu? E final. Da, 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 mergem. Ce putem să facem? Nu avem ce. C să f, n, c să f. Nu anomalii din seria. Îmi place telefonul ăsta. Să-l dau pe telefon? Frumos. Hai să vedem ce se întâmplă. Nocori 16. 16. Ce înseamnă asta? Gen, mai sunt 16 pe care nu le-am întâlnit? Anomalii? Cred că da. Dacă zice 7 acum, o să... Nu o să Dacă zice 7 acum, a dat viitoarea 2-0. Ok. Ok. Și intru în negru? Cred că ăsta e finalul, da. Trebuie să intrăm în negru. Trebuie să intrăm în negru, asta e. Cred că e finalul. Nu pot să mă mișc. Ha? Konnichiwa, Wade. Cum e? Sunt blocat. Pe clipul dreapta. Da, așa că nu mă uit. Că poate iese o față din negură, știi? Wade? Dar tot blocat sunt aici. Cred că ăsta a fost finalul. N-are cum, trebuie să-ți dea ceva. Poți să te miști? Nu. Mi-ai încercat să apeși pe ușă, gen cu E.
Să-i tracționez cu ușa. E, nu merge, întotdeauna click. Din nou, click din nou. Click în negru, știi? A, crezi că n-am dat? Ok, fiind, am o idee. Putem să facem așa. Sunt de acord să mai vedem o dată până aici, noi doi, și data viitoare 2-0 continuăm de aici și sunt sigur că o să meargă, să vedem ce e după ușă, știi? Așa că și în Cancel 0 o să aibă două părți. Voi acum ați văzut partea 1 din 2. Eu am fost Jang, el a fost Wade. Ne vedem data viitoare să vedem ce se află în cabina conductorului. Pa, lumea! Pa, Wade! Pa! Pa, 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 pa. Ba 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 ba